Bună ziua, oameni buni! Astăzi vreau să vă arăt un dispozitiv pentru bătut coasa. Este un dispozitiv din podul bunicului, cred că din prin anii 1920. Este un dispozitiv pentru bătut coasa. Aici te urcai ca în loc de scaun. Acolo spuneai coasa și începeai bate. Coasa pentru cosit. Vreau să vă prezint mai multe scule vechi. Aici vreau să vă mai prezint o gamă de greble vechi plus furci, scară, lucruri vechi, lopeți, furci. Uitați cum arată podul la bunici. Lucruri frumoase. Locul unde sunt sculele bunicii. Uitați aici, are o roabă foarte veche. Trasă pe dreapta, aici alta. Nuc, aici un nuc mare. Verdeață, multă o splendoare. Suntem într-un loc unde chiar să zici că e splendoare. Aici în spatele casei avem un pârâu. Așa, pădure. Foarte frumos. Vecinul nostru. Viața de la țară. Cam așa arată viața de la țară. Am dat o tură pe la bunicu să vă arăt unelte vechi. Uitați aici un compresor vechi. Funcționabil. Aici avem un motor foarte vechi. Lucruri vechi. Aici avem ușile la garaj, unde e tractorul. Păsările cântă. Minunat. Bunicul pleacă cu bicicleta la plimbare. Dacă vă place ceea ce fac, vă rog, abonați-vă la canalul meu, dați un subscribe, un share, un like, un dislike. Vă mulțumesc!